Salutare, sunt Robert și vreau să vă vorbesc în filmulețul ăsta despre raportul pe care Amnesty International a dat publicității și ce semnal transmite raportul ăsta. Pentru că, din punctul meu de vedere, semnalul e mai important decât conținutul raportului. Amnesty International zice că ucrainenii au postat echipamente militare și baze militare în zonele populate de civili și că au și dovezi legate de chestia asta, pentru că au imagini din satelit, da? Asta e noi știam asta, adică eram niște proști care știam asta și care am tot susținut chestia asta, că ei, rușii, atacă obiective civile pentru că ucrainienii pun arme acolo, fac depozite de muniții și baze militare în interiorul zonelor locuite. Amnesty International vine doar să confirme chestia asta acum. Bineînțeles că a ieșit eroul Zelenski și a zis că, atenție, că nu a infirmat chestia asta. Deci nu a infirmat nimic din ceea ce a spus Amnesty International, ce a autocotită. A zis că să pui agresorul cu victima pe aceeași picior, pe picior de egalitate, că chestii socotel și vrăjeli. Nu a infirmat nimic din ce a spus Amnesty International acum. Bun, hai să o luăm așa ușurile și să vedem. Ce... Amnesty International este un ONG, o chestie care este finanțată de unii. Aia care au finanțat-o. Cum au lăsat să iasă raportul ăsta? Pentru că el este antipropagandă a ceea ce s-a întâmplat până acum. Adică toți am văzut că propaganda era rușii răi, ucrainenii buni. Acum Amnesty International vine și zice, bă, ucrainenii parcă nu sunt așa buni. Parcă au atras rachetele rușilor, punând în pericol viața civililor. Parcă nu sunt așa buni. Cum a ieșit raportul ăsta? Pentru că am văzut, de exemplu, în pandemie, că toate organizațiile astea de apărare a drepturilor omului n-ar reacționa niciuna. De ce? Pentru că au primit ordini să bage capul la cutie, că altfel se taie fondul. De ce Amnesty International a scos acum raportul ăsta? A fost lăsată să facă asta, nu? De către cei care o finanțează. 2. Cum a ajuns raportul ăsta în presă? Adică, cine l-a publicat? Pentru că el este contra propagandei oficiale, contra propagandei americane. 3. De unde au imagini din satelit? Pentru că aia sateliți militari. Bănuiesc că nu i-au dat rușii imaginile alea și nici chinezii. Cel mai probabil le-au de la americani. Asta mie îmi spune că se pregătește debarcarea lui Zelenski. Sunt niște semnale și ăsta este semnalul, de fapt. Că se pregătește cumva debarcarea lui Zelenski. De ce? E foarte simplu. Propaganda are nevoie de noi eroi, pentru că propaganda nu mai funcționează. Oamenii și-au dat seama că tot ce s-a spus până acum despre ruși, cu rubla la început care se va devaloriza și rușii o să iasă, că nu o să mai aibă ce să mănânce și nu o să mai poată să-și plătească ratele la bancă și ce... N-a funcționat. Cu Rusia care nu poate să ducă războiul mai mult de 2 luni, că nu are resurse financiare și n-a funcționat. Cu armata rusă care e prost pregătită și care când va da față în față cu javelinurile și cu acum mai nou cu HIMARS-urile trimise de americani, o să dea înapoi. N-a funcționat. Zelenski este vârful propagandei. Trebuie sacrificat ceva ca propaganda să funcționeze în continuare. Și trebuie sacrificat până să intre în iarnă, pentru că trebuie creată o nouă propagandă pe care oamenii să o creeze, pentru că ei nu oamenii să o creadă, pentru că ei nu o vor mai crede. Iar Zelenski este vârful propagandei astea. Nu mai există un alt om în Ucraina care să conducă propaganda asta. Dar vom vedea un alt, pentru că este parte din plan. Ce a făcut Amnesty International acum este doar un început. Și mesajul este, fiți atenți, că vor mai apărea și alte chestii în perioada următoare. Da? Ăsta e mesajul pe care îl transmite raportul ăsta al Amnesty International. Și o să vedem în următoarea perioadă, pentru că până acum n-ați văzut pe alt ucrainian care să apară la televizor și să transmită mesaj. O să apară altul, care cel mai probabil va fi înlocuitorul lui Zelenski. Cam atât am să vă spun, gândiți-vă la astea, dați click pe subscribe pe aici, pe clopoțel, urmăriți-mă dacă vă place ce fac pe aici. Rămâneți informați și gândiți un pic.